Leonora Popoiac, originară din Chirinești. Vă propun să ascultați un pasaj despre zâmbet în cadrul campaniei naționale Citim cu voce tare împreună. Un zâmbet nu costă nimic, dar face atâta bine. Un zâmbet durează doar o clipă, dar amintirea lui poate fi veșnică. Un zâmbet te odihnește când ești obosit, te mângâie când ești întristat, te îmbrățișează când ești descurajat. Un zâmbet îmbogățește pe cel care îl primește, fără a-l săreci pe cel care dăruiește. Un zâmbet aduce fericire în casă și un semn de prietenie adâncă. Un zâmbet e ca un medicament, îndeoseb când te doare sufletul. Nici un zâmbet nu poate fi cumpărat, nici împrumutat, nici furat, deoarece el are valoare numai atunci când este dăruit. Și dacă veți întâlni vreodată pe cineva care nu voiește să vă dăruiască mult așteptatul zâmbet, dăruiți-l voi pe-al vostru, căci nimănui nu este mai necesar decât aceluia care nu știe să-l dăruiască pe-al său. Vă îmbrățișez cu drag și vă zâmbesc mereu, mereu!